Le mulțumim antrenorilor Eugen Trică și Ovidiu Dănanaie, precum și jucătorilor Ignacio Caceiro, Andrei Ciolacu, Călin Cristea, Abdelaie Diacate, Alexandru Gâț, Arsenie Luboia, Vali Munteanu și Frederico Taborda pentru ajutorul lor și le urăm mult succes în carieră, se arată într-un comunicat emis de Clubul Oltean a doua zi după încheierea campionatului. Indiferent de numele viitorului antrenor, cel mai posibil Adrian Mutu, FC Craiova 1948 va schimba și lotul în următoarele săptămâni ca să-și alcătuiască o formulă cu care să se descurce în prima ligă. Bugetul va permite efectuarea unor transferuri importante, spun cei din conducerea clubului. Priul acum începe, ne așteaptă, cum am spus, până pe 6 iunie avem deja vizita medicală, pe 7 iunie începem cantonamentul, o să fie greu, însă eu cred că vom aduce niște jucători care ne vor ajuta, jucători importanți pentru Liga 1 și sper să venim cu un reangajament foarte bine a clubului, benefică performanțe. Adrian Mutu, în vârstă de 42 de ani, și-a dat acordul de principiu pentru a prelua banca formației care a promovat în Liga 1 de curând, dar mai are două oferte interesante, motiv pentru care nu a semnat fizic contractul cu Olteni. Adrian Mititelu îi oferă un salariu de 15.000 de euro lunar.